Imprudența la volan face victime, călcarea pedalei de accelerație în localitate sau pe carosabilul umed, depășirile imprudente ale șoferilor au făcut ca în primele 6 luni 17 persoane să rămână fără suflare pe drumurile județene. Din acestea, 2 au fost minore, una dintre ele în vârstă de doar 9 ani. Aceasta s-a angajat în traversarea străzii când a fost lovită mortal chiar pe trecerea de pietoni. Statisticile poliției arată îngrijorător. Față de anii precedenți au crescut și numărul celor decedați în accidente, dar și numărul celor răniți grav. Dacă în primele 6 luni ale anului trecut s-au înregistrat 7 morți ca urmare a evenimentelor rutiere, anul acesta numărul lor a crescut. În ceea ce privește accidentele grave, în acest an numărul acestora a ajuns la 62 și tot o creștere s-a înregistrat și în ceea ce privește persoanele grav rănite. În schimb, în acest an nu s-au înregistrat accidente mortale cu mai mult de 2 victime, spre deosebire de anul trecut, când la Livada și-au pierdut viața 4 persoane după ce o tânără șoferiță a încercat o manevră de depășire pe carosabilul umed și a lovit din plin mașina care circula din sens opus. Poliția face eforturi pentru a scădea numărul de accidente, oamenii legii fiind prezenți în trafic pentru a-i descuraja pe vitezomani, în timp ce în instituțiile de învățământ sunt derulate activități de prevenție care vizează inclusiv problema tinerilor care consumă alcool și se urcă la volan. Motocicliști, altă categorie de participanți la trafic care devin vulnerabili, au organizat și ei evenimente care să atragă atenția celor care circulă pe 2 roți cu privire la pericolele la care se expun pe șosele. La începutul acestui an, un tânăr polițist care și-a cumpărat cu o zi înainte motocicleta a decedat tot în urma unei coliziuni. Colegii acestuia au organizat în memoria lui un meeting care a avut și scopul de a trage un semnal de alarmă.